Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vorbim azi despre puterea Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nici o altă carte din lume n-a avut un impact mai mare asupra oamenilor decât Biblia. Au fost și sunt multe cărți care i-au marcat pe oameni, dar niciuna care să-i transforme atât de tare încât să le afecteze veșnicia. Dacă veți citi lucrările lui Socrate, Platon sau Aristotel, ale lui Cicero sau Demostene, ale lui Shakespeare sau Dante Alighieri, sau ale oricui altcuiva, sunt convins că unele vă vor marca prin profunzimea gândirii autorilor, dar niciuna nu va avea puterea să vă transforme și să influențeze destinul dumneavoastră veșnic. Doar Biblia poate face asta. Puteți citi și înțelege mii de cărți, însă așa cum spunea filozoful francez, Emile Cayet, fost profesor la Princeton Theological Seminary, Biblia este cartea care ne citește și ne înțelege. Dați-mi voie să expun pe scurt cum a ajuns el la această concluzie. Emile Cayet a fost un om educat în spirit naturalist și niciodată nu a demonstrat nici cel mai mic interes față de lucrurile spirituale. Însă în timpul primului război mondial, în timp ce stătea în tranșee și își erau obuzele pe la urechi, s-a trezit meditând la carențele concepției sale despre lume și viață. Îi venea în minte asemenea lui Levin, eroul lui Tolstoi din Ana Karenina, întrebări pe care nu și le-a pus niciodată înainte. De unde am venit? Cine a creat viața? Care e sensul tuturor lucrurilor? Care este valoarea legilor și teoriilor științifice în fața realității? Ca ei mărturiseam, tocmai ca Levin, simțeam cu mintea și întreaga mea ființă că soarta mi era să pierd ca un nenorocit atunci când îmi va sosi ceasul. În timpul acelor nopți îngrozitoare a început să-și dorească ceea ce avea să numească mai târziu o carte care să-l înțeleagă. Avea o educație aleasă și citise pe clasici, dar nu cunoștea o astfel de carte. După ce a fost rănit și lăsat la vatră, s-a reîntors la studii și a hotărât să scrie într-un jurnal citate celebre care să-l ajute să-și calmeze conștiința și să-l scape de frică și anxietate. Într-o zi, stând sub un copac, a început să răsfoiască acest jurnal, însă în loc să găsească liniștea pe care o dorea, teama și anxietatea l-au cuprins până la disperare, așa că a luat jurnalul și l-a pus nervos în buzunar. În aceea zi, soția lui se plimba prin satul în care se stabiliseră și a ajuns în fața unei adunări a hugenoților. Calviniștii francezi din secolul al XVI-lea au fost numiți așa de la termenul german Eidgenossen, confederat sau unit prin jurământ. A intrat în clădirea adunării și l-a întâlnit acolo pe bătrânul pastor al bisericii, căruia i-a cerut o Biblie. Când a ajuns acasă și a arătat-o soțului ei, acesta a fost nerăbdător să o răsfoiască. Iată propriei mărturie. Am deschis-o și am început să citesc fericirile. Pe măsură ce citeam tot mai mult cu voce tare, o căldură indescriptibilă îmi cuprindea lăuntrul. Nu-mi găseam cuvinte pentru a-mi exprima uimirea și venerația. Apoi, dintr-o dată, mi-am dat seama că aceasta este cartea care mă înțelege. Am continuat să citesc până noaptea târziu, mai ales din Evanghelii, iar Iisus devenea viu și pentru mine. E absurd să vorbești despre o carte care să te înțeleagă și totuși acest lucru îl face Biblia, pentru că în ea vorbește Dumnezeu. Prin lucrarea ei tainică de transformare a oamenilor, Evanghelia este validată ca fiind dumnezească. Calvin spunea, dacă îi veți citi pe clasici, trebuie să recunosc că vă vor încânta, vă vor mișca și vă vor vrăji în mare măsură, dar Biblia va pătrunde în inima voastră și vă va afecta atât de profund încât, în comparație cu ea, vigoarea oratorilor și filozofilor aproape că se destramă. Ar fi dificil dacă ar trebui să alegem doar un motiv pentru a crede că Biblia este cea mai remarcabilă carte scrisă vreodată, dar, confruntați cu această decizie, mulți probabil ar alege puterea Bibliei, capacitatea ei de a provoca o schimbare radicală și de durată. Aceasta spune, de fapt, Biblia despre sine. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, Evrei 4:12. Este plin de putere pentru că este viu, nu mort, dinamic, nu static. Și cea mai mare dovadă a acestei puteri este capacitatea de a schimba ființele omenești și societatea umană. În limba greacă, termenul tradus prin lucrător, activ, dinamic, este dunamis, de unde avem cuvântul dinamită. Biblia este literal dinamită. De-a lungul secolelor, mii de oameni, milioane de fapt de toate vârstele, culorile, clasele sociale și crezurile, au descoperit că lucrul acesta e adevărat în dreptul lor. Poveștile lor trăiesc pentru a ne inspira pe noi azi. Să-l luăm ca exemplu pe marele Augustin.
Povestea lui a fost spusă de multe ori. Augustin s-a născut în secolul 4 după Hristos, fiind fiul unui tată păgân și al unei mame creștine. I s-a dat o educație creștină pe care a abandonat-o curând în favoarea filozofiei păgâne și a unei vieți de imoralitate și de indulgență față de sine. Istoria spune că într-o zi, în timp ce se afla într-o grădină în Milano, a auzit o voce spunându-i în mod repetat să-și ia manuscrisele și să citească. Așa a făcut, ochii căzându-i asupra unui pasaj din Noul Testament, Romani 13:13. Să trăim frumos, nu în chefuri și beții, nu în curvii și în fapte de rușine. Cuvintele au zburat ca o săgeată spre inima lui. A fost punctul de cotitură din viața lui. Datorită acestor cuvinte din Biblie, Augustin a întors spatele trecutului său, a început o viață nouă și s-a dovedit a fi unul dintre marii părinți ai bisericii, un teolog de renume și un scriitor a cărui influență a marcat biserica vreme de 1600 de ani. Deși s-ar putea să nu fim de acord cu fiecare punct al teologiei lui Augustin, nu ne putem îndoi de faptul că viața lui a fost schimbată dramatic și brusc de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne putem îndoi nici de faptul că prin el viețile multor au fost de asemenea schimbate. Faimoasele confesiuni ale lui Augustin, cetatea lui Dumnezeu și multe altele dintre cele 250 de cărți ale sale au influențat milioane de oameni și totul a început cu cuvintele Bibliei, care i-au bulversat gândirea și modul de viață în tocmai cum Biblia însă spune că poate face să judece simțirile și gândurile inimii. Augustin cu siguranță ar fi sprijinit orice argument că în Biblie există o putere extraordinară. Și apoi este Luther, profesorul universitar în căutarea adevărului, în mijlocul confuziilor și abaterilor bisericii medievale. În 1511, Luther a devenit profesor de teologie la noua universitate din Wittenberg, unde ținea cursuri despre Biblie, o carte efectiv necunoscută în acea perioadă. În timp ce vizita Roma și urca legendara Santa Scala, scara sfântă despre care se spune că ar fi treptele pe care Iisus a coborât din sala de judecată a lui Pilat, pe drumul său spre Calvar, cuvintele Scripturii au licărit în mintea lui Luther. Cel neprihănit va trăi prin credință, Romani 1:17, Habacuc 2:4. Această problemă îl frământa pe Luther de ceva vreme. Realizând nebunia încercării de a-și câștiga drumul spre cer cățărându-se pe o scară făcută de un om, Luther s-a întors în Germania și a început mișcarea care a devenit cunoscută ca Reforma. Despre acea zi importantă și despre iluminarea minții lui Luther, F.W. Boreham a scris: era ca și când toate ferestrele Europei fuseseră deschise dintr-o dată și lumina soarelui curgea înăuntru. Reforma în sine e larg recunoscută ca una dintre cele mai importante mișcări religioase, sociale și economice din istoria Vestului, o revoluție intelectuală și spirituală care a schimbat lumea. Și totul a început cu cuvintele Bibliei, care și-au lăsat amprenta asupra minții unui om. Experiența lui Luther demonstrează de asemenea puterea unică ce se găsește în Biblie. El a mers mai departe și a tradus-o în limba germană pentru folosul concetățenilor lui de atunci și din viitor. Am putea observa aici în trecere că Augustin și Luther, printre alții, demonstrează că Biblia nu este numai pentru cei naivi, pentru cei cu educație puțină sau deloc, pentru oameni marginalizați și oprimați ai lumii. Este și pentru ei, desigur, dar ea a atras atenția unora dintre marile minți, dintre marii gânditori ai istoriei. Bărbați precum Pavel, Augustin, Luther și Milton, Newton, Locke, Presley și Boyle și o întreagă oștire de alții care de-a lungul secolelor au găsit încurajare, sens, siguranță și putere în cuvintele Bibliei. John Bunyan s-a aflat la capătul opus. Tinichigiu de meserie, făcea ceea ce făcuse și tatălui înainte, călătorea în zonele rurale, reparând oale și tigăi stricate. Bunyan a învățat singur să citească și să scrie, dar în tinerețe era cel mai bine cunoscut pentru capacitatea lui de a bea, a blestema și a înjura. Profund mișcat de moartea unui camarad în timpul războiului civil englez, a citit două cărți despre viețuirea creștină și curând a ajuns să citească Biblia. Aceasta a devenit principala lui sursă de inspirație, mai ales în timpul mulților ani pe care i-a petrecut în închisoare pentru credința lui. Lucrările lui Bunyan, scrise în cea mai mare parte în închisoare și incluzând renumita Călătoria creștinului, s-au bazat toate pe Biblie. Bunyan spune în limbajul demodat al acelor zile: m-am îndreptat spre Biblie și am început să găsesc mare plăcere în a o citi. Am început să văd Biblia cu alți ochi și să o citesc ca nici când înainte. Mi erau dulci și plăcute în mod special epistolele lui Pavel.
Și într-adevăr, de atunci înainte, nu am mai rămas niciodată fără Biblie. Călătoria creștinului a fost numită cea mai măreață carte din lume, chiar după Biblie. Nu a încetat niciodată să fie tipărită din ziua în care a fost publicată prima dată, în 1678, și a fost tradusă în zeci de limbi. E remarcabil că una dintre cele mai importante cărți scrise vreodată a apărut din pana unui băiat sărac și neînvățat de la țară. Cum s-a putut întâmpla lucrul acesta? În Călătoria creștinului, Bunyan a scris: "M-am uitat și l-am văzut deschizând cartea și citind din ea." Se crede că Bunyan se descria pe sine, bărbatul care a citit cartea, care a schimbat viața într-un mod atât de radical și care apoi a schimbat viețile a mii de oameni care i-au citit numeroasele lucrări și l-au ascultat predicând. Schimbări asemănător de uimitoare au apărut în timpurile mai recente lui Nicky Cruz, gangsterul din New York, a cărui poveste e spusă în cartea Run, Baby, Run, și în filmul The Cross and the Switchblade. I s-a schimbat viața prin auzirea unei predici ținute din Biblie. Harry Orchard, care azi ar fi etichetat drept terorist, a fost închis pe viață pentru jaf armat și multiple crime provocate prin bombardare. A început să citească Biblia în închisoare și a fost atât de complet schimbat, încât și-a sfârșit zilele trăind în libertate în propria casă pe care i-a oferit-o autoritățile închisorii. Berkeley Jones, un tânăr rebel și disperat, a fost închis pe viață pentru că a furat o mașină și a ucis o victimă inocentă în timp ce conducea cu mare viteză. În cele din urmă a fost eliberat condiționat, a mers la un colegiu creștin, a fost de asemenea complet schimbat și a devenit un membru folositor al societății. Ar putea fi scrisă cu ușurință o întreagă carte despre oamenii ale căror vieți au fost schimbate în mod miraculos de Biblie. Povești asemănătoare vin din societăți din toate colțurile lumii. Insula micuță Musau din Oceanul Pacific e un prim exemplu. Locuitorii ei erau atât de depravați încât până și oficialii guvernamentali au conchis că nu se putea face nimic pentru ei. Apoi doi bărbați tineri au sosit de pe o insulă învecinată. Singurul lucru pe care l-aveau de oferit oamenilor ignoranți din Musau era Biblia. După 10 luni, întreaga insulă se schimbase. Au fost construite școli și biserici și a început o nouă eră pentru Musau. Un oficial din partea guvernului britanic a vizitat insula la scurtă vreme după aceea și a scris în raportul său: "Sunt uluit de ce am văzut. Nu pot să cred că e posibilă o asemenea schimbare. Mă minunez și spun că e un miracol." Au fost cuvintele lui: un miracol produs de puterea Bibliei și de mesajul ei, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și lucrurile s-au menținut astfel: am fost în Musau și am văzut eu însumi. Ceva asemănător s-a întâmplat mai recent în Malaita, în insulele lui Solomon. Aici, în munții care se ridică până la 3000 de metri, trăiesc oamenii dărădnici din tribul Gwayo, care s-au opus schimbării vreme de secole. În 1994 s-a realizat contactul cu cei din Gwayo la cererea conducătorului lor, un bătrân uscățiv, care putea comunica doar prin intermediul unui interpret. În ziua întâlnirii s-a dăruit o Biblie, era un gest simbolic de vreme ce nu putea citi, dar a primit-o cu o încântare evidentă. Aproximativ un an mai târziu a vorbit despre acea zi specială din viața lui, când întunericul a început să se împrăștie și când el a început să doboare barierele ignoranței și ale fricii. "În momentul în care am atins Biblia," a spus el, "am simțit cum toți demonii mei mă părăsesc." Lucrul acesta ar putea suna ciudat în urechile celor din vest, dar el reflectă un aspect real al culturii întunecate din zonele Pacificului de Sud. La ultima numărătoare, 40 de grupe, biserici și câteva școli fuseseră înființate printre oamenii Gwayo din Malaita, în mare parte datorită influenței Bibliei de a schimba culturi întregi. Ar putea să fie doar o coincidență? Să fie totul numai rezultatul autoamăgirii, al confundării dorințelor cu realitatea sau al naivității oarbe? Întotdeauna oamenii cred doar ce vor să creadă, sau există în Biblie o putere care nu se află în nicio altă carte? Chiar este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, după cum se descrie. Chiar judecă el cele mai tainice simțiri și gânduri ale inimii. Arată el spre un Dumnezeu iubitor și spre o cale mai bună? Poate să producă în interiorul cele mai neascultătoare inimi dorința de schimbare și apoi să aibă puterea de a face să se întâmple toate acestea? Mărturia istoriei și experiența umană din întreaga lume par să spună că poate. B. Phillips, cel care a tradus Noul Testament direct din greacă în timpul celui de-al doilea război mondial și care mai târziu și-a scris experiența în binecunoscuta carte The Ring of Truth,
a mărturisit puterea evidentă a Bibliei de a schimba viețile în acest secol sau în oricare altul. E mărturia nesolicitată a unui cercetător de top al secolului 20 despre puterea intrinsecă a Bibliei. Această putere, singură, este cel mai mare argument că Biblia este cea mai remarcabilă carte scrisă vreodată. Dumnezeu iubește pe toată lumea cu o dragoste nepieritoare. El este Tatăl spiritelor noastre. Noi suntem copiii Lui. El ne iubește pe fiecare în parte și dorește să ajungem să-L cunoaștem și să-L iubim. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!